un moment dat cu mare actriță Elvira Popescu. Cu Elvira Popescu? Da. Era preferata, invitata domniței. Nu era ce a existat acum, era un platou perfect ca zona englezesc și aici se făceau, se bea ceaiul, se consuma dulceți, cafele, se povestea și se ședea la soare, la plajă. O viață burgheză în sensul bun al cuvântului. Nobilă. Nobil. Cu harte, cu... Iar față de rezemat de fosta bară cu popicela deasupra fântânii astea, am dat o poză a celui de-al doilea soț al acestei domnițe, Lupoaia, celebrul Lupoaia, șef de jandarmi, care avea în obligație paza sondelor de pe Valea Pracovei. Începând de la Comarnic până jos, pe Pițigaia, pe Buștenar, pe toate astea, până la Băicoi și Țintă. Colonelul Lupoaia... Și el a avut doi băieți din prima căsătorie și s-a păzat cu ei aici. Unul din ei a fost ofițer de marină, unul a dispărut pe front. Iar primul soț al Alisei a fost un Sturza. Un Sturza care a trăit la Paris și care, prin alianță, i-a și purtat numele Aris Cantacuzino Sturza, nu a reușit căsătoria și au divorțat. Și după aia, de ea s-a îndrăgostit acest Lupoaia și au dus o viață câțiva ani împreună, pe măsură ce el fiind, cum vă spuneam, șef de jandarmi, sau evenimentele politice și războiul, apropierea războiului și toate astea, a dus la fuga ei pe de-o parte ca să scape de ruși și el a fost și el arestat. Rușii au venit cu mâini și au scris și el praf. Acum 111 ani se stingea în casa cu lei de pe Calea Victoriei din București, la Babu. Are de scoare casa. În 1837, până în 1913, în ajunul războiului balcanic, două pneumonie galopantă, pe ciuda faptului că în urma lui, între altele, acest palat. Unii zic castel, alții palat. Natural, despre palatul de la Bușteni, se stropără o greșeală. Și o greșeală a fost în privință și acestei construcții, cum că ar fi fost concepută de arhitectul Berindei, un apropiat al nababului, cu 356 de camere, atâta câte are un an zile. Lucru neadevărat, total neadevărat. A fost doar o legendă. Palatul acesta n-a avut... Aici era fântâna arteziană, umplută prin rotație de motoare cu presiune. Și de rupate și alte erau sferii spirale, care cumpărau tot. Și de toate lacul, vedeți, dincolo de arborul ăsta, e un așa zis calul balan, un platan de vechi de atunci, vă dați seama. 200 ceva de ani rezistă și astăzi, e viu, înflorește. Mureștea a fost o seră de flori și de legume pentru bucătăria domniței. Și aici a lucrat și mama mea, că era tânără atunci, și mama ei, bunica mea.
Iar Prahova nu avea podul. Nu era podul făcut în 1911. Și trecea apa pe pietre, așa trecea femeile, oamenii și veneau aici și lucrau la Sera Domniței, o clădire înaltă care au dărâmat-o rușii când au intrat aici. Au găsit-o plină cu plante, cu plante exotice, cu tot ce astea. Au dărâmat-o tot și se făcea intrarea pe aici și ieșirea, aprovizionarea și când se colegea, venea pe partea aici, nu exista drumurile decât aici era loc rezervat numai pentru notabilități. Mulțumim, domnule profesor. Care umplea un lac. Pe lacul acela, un bazin mare înconjurat de pământ, de maluri de pământ, a fost regele Mihai în 1940, tânăr fiind, a venit aici pentru că era nașul moral al acestei domnițe și al fiului ei. S-a plimbat în ziua respectivă cu o barcă, a rămas chiar într-o poză cu o plută, miraculoasă scenă, pentru că se putea răsuna, dar nu știu cât de bine și-a realizat el echilibru. Iar în jurul lacului, o pădure imensă până dincolo, câțiva kilometri, pe cele trei alei pe care s-a plimbat Enescu în nopțile și zilele lui de amor cu viitoarea lui soție, Maria Rossetti Descan, Canta Cuzino, care, cum bine știm, i-a devenit soție după ce soțul ei a căzut într-o prăpastie pe Valea Oltului și a murit. Alea Nucilor, Casanilor și Teilor. Aici au avut loc scene de înaltă trăire sufletească, iubiri duse la patima. Aici a cântat George Enescu, undeva există o clădire, poate o să o vedem, m-a cântat de departe, unde venea și concerta cu un mare pianist al vremii, Fuchs, și pe care el l-a folosit și la concerte la Ateneu Român, dar venea și aici la Florești pentru grațiile oferite familiei Canta Cuzino. Din păcate, asta este situația, bani nu sunt, interes nici atât, se așteaptă ceva, nu știu ce se așteaptă, vreau să cadă de tot ca să cumpere și pământul ăsta cine știe ce bogătaș și felul ăsta istoria României încet încet să se așteaptă. Dar baba a fost un patriot, cel puțin așa a rămas în analele istoriei noastre, în ciuda faptului că era foarte zgârcit, așa i-a mers pe de altă parte numele, pentru că el tot timpul unde s-a aflat, buzunarele lui erau pline de cocoșe de aur și de chei. Tot ce se trebuia încuiat era sub ordine, cheile erau în buzunarele lui. Așa probabil a reușit să fie cel mai bogat om din țară, mai bogat chiar decât regele Carol și mai târziu de Fenzii. Mulțumim frumos! Da.